Această emisiune se adresează și persoanelor cu deficiențe de auz. Bună seara, bună seara, dragi telespectatori! Aura Stoianescu sunt eu, gazda dumneavoastră la emisiunea Ordinea de Zi. Avem un număr de SMS, vă rog, deci să nu sunați 0766314582 la care puteți să transmiteți opiniile și întrebările dumneavoastră. Astăzi vorbim despre politică. Se fac listele pentru alegerile parlamentare, chiar dacă mai e mult până la alegeri, dar după cum știți și vorbeam și cu colegul meu, Cornel Șomăcu, la emisiunea de vineri, sunt tot felul de plecări, de intrări, de părăsiri de partide, de măci care pleacă să facă cuiburi noi, posibil. Dar vom discuta astăzi tema cu domnul Eftemie Popescu, purtător de cuvânt al de Gorj, consilier local Bumbești Jiu al de Corect, este. nu? Da. Bine ați venit! Mulțumesc tare mult pentru invitație. Salut privitorii dumneavoastră! V-am invitat pentru că partidul dumneavoastră, odată că vreau să fac așa paritate și indiferent că vin și vorbesc despre politică sau administrație, încerc să aduc din toate partidele reprezentanți. Putem vorbi și de administrație, dar politica mă interesează astăzi neapărat, pentru că vorbeam că se fac listele și Chiar vorbeam cu colegul cu așa cum spuneam la început, că la Alde crește, crește ca o floare. Alde crește, doamne, zice Cornel, să nu dea peste laptele în foc, să dea peste penele, Alde. Da, să crească mai mult decât... Sporește-l, doamne, PNL. până la luași. Da. Și vreau um. să aflăm și noi secretul. De ce crește așa de mult Alde? Din cauza marelui succes pe care l-a înregistrat în alegeri? Bine, râdem glumim pentru că suntem totuși în vacanță și noi și colegii noștri sperăm să vină mai odihniți, mai suntem vreo câțiva mașa, ci pe metereze care să facem față și să nu lăsăm oamenii să ne uite. Și asta numai cu ajutorul dumneavoastră, și nu mă pot abține să nu apreciez televiziunea în sat TV, care a fost permanent echidistantă, obiectivă, inclusiv în timpul campaniei electorale, acum trebuie să o spun. Am această obligație morală, ați avut cea mai. Clară și cea mai limpe de grilă de programe și de timp da. de antenă acordată, încât știam clar că dacă mă uit pe culoarea respectivă din grilă. Culoarea lui Alde o văd da, în ce așa zi intră. știu Exact, nu trebuie să mai dau telefoane. Știi, toți uh, reprezentanții alde care am trimis aici la dumneavoastră, fiind și comunicator. Um, au fost mulțumiți de faptul că, spre deosebire de alte studiouri, nu i-ați băgat în corzi, nu ați făcut partii primi. Vă felicit și vă mulțumesc în numele mulțumim. meu și în numele candidaților alde care au reușit sau care au fost mai ghinioniști și n-au <hânt> reușit la alegerile locale din 5 iunie. Mulțumim tare mult! Ăsta este rolul presei, de fapt, în lume. Ăsta este rolul Sau ar, presei ar trebui în să învețe și alții că acesta este rolul presei. Deci, dragi în, colegi în învățați de, de la noi, spune domnul Tenică Popescu, eu sunt modestă. Da. Da. Ne că așa îi zice lumea tenică, cred că știți și dumneavoastră cei uh, care-l cunoașteți. Unde în documente scrie EFTEMIE. Da, EFTEMIE Popescu. Referitor la de ce crește penul. ALDE, crește pentru că sunt uh, ALDE-GORJ și nu doar la ALDE-GORJ, în tot, toată organizația acestui partid în țară există o echipă. O spun și până la proba contrarie, e adevărat că am primit câteva semnale, dar nu le luăm în calcul răutățile, pentru că este vorbă din popor, nu? Că am început cu zicale și proverbe. În pomul care face roade, toată lumea de cu piatra ca să câștige ceva. De-aia și început, noi dau foarte mulți. Exact. Inclusiv după mine au început să arunce în ultima da. perioadă, nu știu de ce. Apără-mă, Doamne! Vorbim mai în zicale astăzi de că de Suntem televiziune deja. de tradiții și folclor, deci e foarte de adevărat, bine. <laughs> avem și decorul care ne este sugestiv. Pentru că, revin la subiect, este o echipă dinamică, este o echipă rodată deja în focurile alegerilor locale, este prima dată. Care a și confirmat, în care a și confirmat valoarea individuală, locale. dar și de echipă al, al de și în special că despre asta vorbim. Faptul că am reușit să comunicăm faptul că am reușit să estompăm și să anihilăm asperitățile care au fost și inerente până la un punct dintre apărute între reprezentanții celor două structuri au făcut ca echipa ALDE să fie atractivă să fim în centrul atenției vis-a-vis -vis de rezultate. Până la urmă pe data de 15 iulie ALDE a împlinit un an de la înființare. Multe Așa, vă mulțumesc, Tribunalul București. 15 iulie. 15 iulie 2015. Acum tribunalul, zile? Exact. Tribunalul București a dat sentința definitivă de accept și de înscriere în registrul partidelor politice al ALDE ca rezultat al fuziunii dintre Partidul Conservator și Partidul Liberal Reformator. Iar cei care nu sunt ajuns la zi, cu informația... La, exact, alegeri. la pe locul 3 la alegeri. Anunțăm că nu mai există Partid Conservator și Partid Liberal-Reformator, există un singur partid alde și care într o cronologie firească, logică, funcționează cu două structuri paralele, cu în, în deocamdată, până trec focurile alegerilor și de la toamnă după care va funcționa așa cum prevede calendarul acestei fuziuni, acestei contopiri, aș numi-o eu, pentru că ne putem confunda cu PMP-ul care ia halit pe cei de la UNPR cu fulgi <laughs> cu tot și acum ce meriteau, că li s-a mărit numărul de aleși locali se va alege o singură structură. Până atunci, faptul că întâmplarea, soarta sau norocul face să trecem prin aceste meciuri în care de alegeri locale și parlamentare nu face decât să sudeze echipa. Am întâlnit la alt de ce mi-am dorit din totdeauna o, un spațiu de exprimare liber, bine ascultat, echilibrat, până la proba contrarie și la care fiecare își poate exprima punctul de vedere fiind, așa cum am spus, ascultat și luat în seamă care sau că nu are dreptate, rămâne ca echipa să, să decidă și fiecare, cel puțin până în acest moment, ne-am însușit atât laudele care li s-au cuvenit, cât și criticile acolo unde a fost cazul. Da, străinii spun brainstorming, adică o furtună de idei, adică toți care suntem aici și noi facem așa ceva aici la NSA TV când întâmpinăm o problemă sau când vrem să luăm o decizie importantă, de exemplu schimbare de grilă, schimbare de program, schimbări de emisiuni, scoateri de emisiuni, băgări de emisiuni, ne adunăm cu toții, nu că am fi prea mulți. Așa, pentru că mergem pe o formulă minimă ca să ne putem autofinanța, că de -aia suntem independenți sau pentru că suntem independenți trebuie să ne autofinanțăm nu? Și ne adunăm aici, chiar aici, în cele trei studiouri uh, aflate în spațiul ăsta și fiecare de la el, din emisiune, cum ar veni, doar că nu facem asta în direct, spune ce are de spus. Și noi întrebăm, frate, uite, avem cu tare problemă sau cu tare idee de a schimba ceva? De a ce fi mai aveți? atractiv. De a fi mai atractiv, de a știu eu, de a căuta soluții, clar, um... să fii mai bun. Și fiecare spune ce are de spus. După care, noi, asociații, eu și Daniel Norocea, ne retragem și deliberăm. Extraordinar. <laughs> și luăm decizia care, după aia, noi doi considerăm că suntem amândoi de, de acord cu ea, dar în funcție și de ideile colegilor, care sunt angajați, no, nu au nicio obligație, bă... dar apreciază faptul că sunt întrebați, pentru că sunt lucruri pe care creadă... le știu. Scuzați-mă, O să creadă privitorii. Dumneavoastră, că ne-am înțeles că, că că ne la nu, nu, nu este, ne -am înțeles. este ideile vin spontan, nu avem un scenariu și nici o regie a subiectelor ce se dezbat. Sunteți o televiziune care meritați să vă bucurați de eforturile pe care le depuneți, pentru că, o spun cu satisfacție, vă cunosc de multă vreme, știu cât de bătătarnică sunteți și că atunci când vă puneți în gând un deziderat, nu vă lăsați cu una, cu două, până nu îl duceți la bună împlinire. Fapt pentru care vă urez la cât mai multe emisiuni și la cât mai mulți privitori. Noi facem trei ani Dar în revenim la politică. Noi suntem mai mititei. Creștem, da. în schimb, într-un an cât alții în zece. Mulți înainte. Să revenim la politică. Deci, faceți asta în echipa de la ALDE. Fiecare poate să spună ce gândește. Fiecare poate să spună ce gândește. Din ce în ce mai bine, comunicarea a funcționat la ALDE. Și pentru asta mă declar mulțumit și cred că chiar dacă mai sunt cârcotași, ca în orice structură, până la urmă nu putem să-i aliniem pe toți să meargă în pas de defilare. Până la urmă, majoritatea a reușit să convingă, nu să învingă, să convingă minoritatea că varianta cea mai bună este cea pentru care s-au exprimat un număr mai ridicat de. Oameni decât cei care au susținut, au susținut contrariu. Numai că nici nu o să avem timp să respinăm prea mult. Am rămas vreo câțiva pentru la dispoziția dumneavoastră a presei. De fiecare dată eu sunt șefii. Postul cu tare, cu tare, cu tare vor oameni la studio. Trebuie până la urmă, noi existăm și intrăm în casele oamenilor doar cu ajutorul dumneavoastră al media și trebuie să vă fim recunoscători pentru asta, nu trebuie să vă dezamăgim atunci când vă refuzăm un prost obicei pe care o parte dintre liderii politici sau activiștii politici îl au, de a refuza prezența noi este o onoare pentru noi, membrii partidelor politice că v-am strânit atenția, v-am devenit pentru că dumneavoastră sunteți mult mai profesioniști decât noi cei care venim din partea partidelor politice. Iar dacă dumneavoastră apreciați că avem ceva de spus, ne onorați o dată mai mult pentru că ne invitați cu repetare, cu repetir, cum vorbește da. Oipianul, da, în studiourile dumneavoastră. Fără dumneavoastră nici n-am putea fi prea mult cunoscuți. Meritele ALDE sunt datorate cu prioritate dumneavoastră media și, bineînțeles, comunicatorilor pe care vi-am pus la dispoziție. Da, da, într-adevăr, chiar au venit oamenii buni comunicatori de la ALDE, și de la alte partide, nu vreau să fac acum partii priuri, dar uh, trebuie să -ți mai spun că nu numai că unii refuză invitația, nici nu mai răspund sau nici nu răspundeau la telefon. Și sunt și uh, primari în funcție, sunt și șefi de partide, sunt și comunicatori care nu mai răspund la telefon sau care n-au răspuns poate nici în timpul campaniei, dovadă că am avut situații în care din cei trei invitați la dezbatere au venit doi și cu mare greutate au venit doi, au venit și trei de câteva ori la noi, dar era obligatoriu minim doi ca să se poată ține dezbaterea. Dezbaterea nu poate fi decât cel puțin doi. Da, cel puțin <coughs> doi invitați. Și atunci, băi, măcar atunci când știi că ai tabloul ăla cu culorile pe el în care știi de la început când ai invitații, și ai cerut tu ca partid, tu ca partid ai cerut timp de antena. Cum e posibil să nu răspunzi la telefon și sau să spui nu trimit pe nimeni? E, vedeți, întâmplarea sau norocul a făcut ca, inclusiv cu secretarul coordonator, domnul Rușeț, atunci când am stabilit lista de comunicatori, să avem într-adevăr dezbateri, și unde se întâmpla, pentru că eram o echipă nouă, să nu cunoaștem suficient de bine anumiți uh, membri uh, și candidați aflați în listele ALDE, puneam mâna pe telefoane și nu puține ca să cerem referințe de la terți. Și noi ne nădăjduim, pentru că revin la ideea de început, cum am reușit să fim atât de atractivi și de ademenitori pentru alții. Referitor la ce a spus dumneavoastră că unii nu mai răspund sau nici măcar n-au răspuns, vedeți, asta este o meteahnă a omului politic de, la, de pe meleagurile mioritice. De care nu se dezbar, are impresia că meritul îi aparține în exclusivitate sau că tot am început emisiunea cu zicale după război mulți vitezi se arată. Hmm. A impresia că li se cuvine, ei nu trebuie să mai comunice, nu noi suntem sau ar trebui să nu uităm nicio clipă. Subsemnatul nu pierde din vedere nici măcar o secundă acest aspect că noi suntem aici pentru a fi în slujba și a apăra interesele cetățeanului iar meritele nu sunt ale noastre acolo unde e vorba de funcții alese decât de fiecare dată meritele prea puține ni se cuvin nouă cât celor pe care i-am convins cu ideile noastre iar dacă i-am apăcălit o dată de două ori a treia oară să știți că urciorul nu mai merge mult la apă. Cam așa se întâmplă. E adevărat că noi la Gorji, o parte a electoratului care a mai reușit să rămână activ și să se prezinte la data votului la, în secțiile de votare, a rămas consecvent pe o idee pe care noi, cei care ne aflăm oarecum pe, de partea cealaltă a baricadei, trebuie să îi atenționăm, să îi informăm cu ajutorul dumneavoastră că există alternativă. Democrația înseamnă alternativă. Alternativă la conducere, alternativă la administrație publică locală, pentru că ideile bune nu vin dintr-un singur sens. S-ar putea ca ale celuilalt să fie mult mai bune. Să sperăm că vom ieși din acest uh, cerc, din acest ermetism vis-a-vis de voturi exprimat de alegătorii gorjeni și care este dat din ce în ce mai puțin uh, anumitor partide. Da, într-adevăr. Și pentru că titlul nostru este Se fac listele, eu cred că nu numai pentru că sunteți buni, sunteți atractivi pentru cei din alte partide, ci și pentru că se fac listele. Și pentru că au existat nemulțumiri în alte partide, sunt unii care vin spre dumneavoastră, cred eu, și pentru faptul că speră un loc pe listele parlamentare, dar nu vine nimeni dacă știe că nu va avea un loc eligibil. Nu este un deziderat pentru cei care vin aici aici trebuie să mai dăm o lămurire pentru privitorii dumneavoastră. Nu toți, Partidul uh, Aldele, Alde, ca și partid, este înființat, așa cum am spus-o, de-abia de, de, un an. Există voci care cer un om politic nou. Omul politic nou nu poți să-l scoți ca pe iepuraș dintr-un joben. Omul politic uh, nu apare peste noapte. Trebuie să se rodeze, trebuie să se formeze cumva, trebuie să se adapteze unei structuri politice și nu în ultimul rând. Și aș vrea ca să, să elimin această etichetă pe care o, o simt că poate cumva inevitabil va apărea și în emisiunea dumneavoastră: de traseiști politici. Nu. Refuz această etichetă. Traseismul politic este. O etichetă care se poate aplica și uh, atașa doar celor care permanent au alergat și au schimbat culoarea politică pentru a-și păstra sau a anumite privilegii. Era necesară această completare pentru că, ca nu cumva să se înțeleagă, vezi, Doamne, că cei care vin la ALDE vin după privilegii sau de a sta în capul mesei. La ALDE se lucrează cot la cot. Nu unii stau în capul mesei, iar ceilalți servesc la masă. Oamenii de la ALDE vin din toate direcțiile politice, vin și de pe dreapta politică, vin și de pe stânga politică. Da, da, început pentru să acum, acolo, acolo, după alegeri, Pentru că acolo... eu la asta mă refer, la cei care vin unde, după alegeri. Am, am înțeles și un debate, pentru asta am și vrut să dăm această definiție. Ei vin la muncă, nu vin la masă întinsă. Discuțiile purtate cu cei care și-au exprimat intenția sau deja au aderat la ALDE cu adeziune semnată și însușită și-au. Au spus-o și a picat bine cuvântul, atitudinea. Au venit la muncă, dincolo de a solicita, de a-și exprima o pretenție. Da? Au venit la muncă. Iar bine. Alde și-a -a, și luat-o ca, ca pe o lozincă ideea că toată lumea muncește. Nu unii se fac, iar ceilalți doar culeg. Bine, eu sunt convinsă... Sau alții doar culeg? Că unii dintre ei își doresc să ajungă acolo pe liste, pe locurile eligibile. Până la urmă, orice om politic este, e normal, normal. este normal și asta Dar e definiția politică. Dar pe partea cealaltă aveți dreptate, pentru că e normal să te duci acolo unde vezi că bă, e un partid în creștere, uite lumea iubește, uite ce comunicatori buni au, uite ce mult au crescut într-un an de zile, păi nu o să te duci la ăla care are 0,0% și să zici gata, aici e locul unde pot munci. Pentru că unde vezi o echipă care într-un an a făcut atât de mult, zici, bă, ăștia destupați de cap, hai să mă bag și eu lângă ei să trag cu ei în jugul ăla. Să știți că autoselecția lucrează. Lucrează. Oamenii vin, discută, ascultă, mai participă o dată, mai participă de două ori și se autoelimină. Nu pot să nu subliniez încă o dată. Oamenii vin la muncă, nu vin după privilegii. Apropo de liste, că titlul subiectului este. Nu se, se fac, fac Se fac listele. Pentru alegerile parlamentare? Să știți că, pe de o parte, ideea de, de candidatură la parlamentare pe listă este o idee uh, ușor perversă, iertat să-mi fie termenul, în sensul că vrea ca să mascheze anumite pete de culoare pe care le au cei care încă mai speră la un mandat. Deja sunt atât de neiertați-mă de pătați încât nu-și mai permit să candideze individual. Și atunci vine echipa, vine lista, ei se așează în capul listei, ceilalți împing și iese unul singur. Din acest punct, sau de, voi, parte, asta e, asta, e, asta partea aia negativă a listei, a votului, scuzați-mă, alegerilor pe liste. Partea bună este că formează o echipă cu o valoare, o diferență valorică foarte mică între cel din capătul listei și cel din coada listei. Când loc ca tot să meargă în același sens, te trezești că unul, dacă are o imagine negativă sau mai puțin agreată de către alegători, trage lista înapoi. Și asta, pe termen mediu și lung, este în avantajul partidului politic. Dacă știe să-și pună, facă lista cum trebuie, dacă știe să le dea fiecăruia. Să le dea, nu dă bine, nu sună bine. Să fie uh, recompensați cumva, să fie recunoscuți, cred că e termenul cel mai potrivit, pentru meritele și valoarea cu care participă la acea listă, atunci partidul acela are o șansă în plus de, de dezvoltare și de a atrage atenția alegătorilor, nu că până la urmă la ei ne raportăm noi. Așa văd eu situația. Cine va fi în capul listei? Dacă mă întrebați, încerc să anticipez o altă întrebare. La ALDE, această uh, discuție nu a avut loc, urmează. Nu s-a discutat nici măcar cine își dorește să facă parte din listă. Uh, vreau să vă spun că <coughs> să faci parte dintr-o listă de candidați la Parlamentul României este. O recunoaștere a muncii și activității tale de până acolo, chiar și pe ultimul loc, categoric e așa, este o nominalizare, este practic, o nominalizare ca, la ca la Oscar și care contează foarte mult la CV-ul politic al fiecăruia. Și, pentru, și este o recunoaștere, cum am spus mai devreme, a meritelor și a eforturilor depuse de până acolo. Să faci parte din listă este o nominalizare de Oscar. Cine va fi în capătul listei nu se știe. Din acest motiv, apreciez conducătorii ALDE că au avut maturitatea de a nu pune prea devreme în discuție această temă, acest subiect, cine va fi în listă și după aceea ierarhia care va fi stabilită, după cum sunt semnale, la București. Organizația Județeană, filiala Județeană ALDE, trimite o listă de nominalizări. Deja acolo, cine se află în acea listă. Merită să-i se ridice pălăria pe dinainte, cel puțin de membrii din partid, iar ierarhia va fi stabilită de București. Da. Așa se preconizează și cred că așa va fi, pentru că altfel ALDE uh, se contrazice. Dacă am reușit să atragem atenția este pentru că am discutat echilibrat, elegant, foarte important, foarte important, elegant. Recomandarea, și aici nu pot iară să nu fac o, o introducere... Recomandarea tuturor celor care au participat la studiuri pe perioada campaniei electorale a fost eleganță. Nu jigniți, nu atacați la persoană, pentru că oamenii s-au săturat de asemenea atitudini. Și, de asemenea, în momentul în care jignești, înseamnă că nu ai cuvinte, înseamnă că ești vinovat, ești culpabil sau înseamnă și că ești la mâna adversarului. Nu poți să arăta cine ești tu și atunci exact. arăți cu degetul la că e mai ca tine. Mulțumesc de, <laughs> de completare, sigur. <laughs> da. Da, a fost regula pe care noi am stabilit-o de la începutul campaniei, nu, nu de alta, dar așa spune în regulamentul pe care, după care noi funcționăm, adică dat de CNA, deci nu avem altă treabă decât să-l respectăm. Da, dumneavoastră și înseamnă, și înseamnă că, că au, foarte au, tare da, dacă au fost respectăm. în simbioză regulile studioului dumneavoastră și cu regulile partidului nostru. <laughs> da, da. <coughs> foarte bine. Bine, au fost și cazuri în care s-a încercat din alte partide să atace pe primarul în funcție, pe știu eu, președintele nu știu care. Stop, îmi pare rău, nu se poate. Maria sa, alegătorul decide până la urmă cine a procedat corect și cine nu. Asta e, în primul rând, noi trebuie să respectăm legea. În primul rând. Și în al doilea rând, eu nu sunt de acord să acuz pe cineva de un fapt, de un fapt, fără să aduci probe și fără ca el să fie de față. Așa ceva A. nu ai voie în presă știți, și în special um, în televiziune. Și aici, um, dacă tot am început cu aprecieri și cu elogii, continuăm, nu? O să moară dușmanii de necaz. <laughs> Toate sunteți printre foarte puțini ziariști ai județului Gorj și oameni de presă de investigație care ați solicitat. Eu sunt unul din subiectii unei anumite, unei anumite părți a presei gorjene în care nici măcar n-am auzit, n-am văzut de acel reporter, dar a avut indolența ca să se exprime la adresa mea fără să-mi ceară măcar un punct de vedere sau să-mi sună, să-mi dea un telefon, un telefon pe care îl poți afla din două, trei apeluri de la terți. O părere dumneavoastră, sunteți, repet, dintre foarte puțini reporteri și, mă rog, scriitori ai presei gorgene de investigație care ați cerut și ați ținut, ați luat în calcul opiniile și pro și contra Exprimate de persoanele care făceau parte din subiectul pe care l aveați în, în dezbatere. Cu condiția ca ei să fie de acord să-și exprime opinia, dar uh, am avut grijă să pot dovedi că le-am cerut punct de vedere și că n au vrut să-și le exprime. Ceilalți să-și <laughs> ia dumneavoastră. Ei au dreptul. <coughs> deci, uh, oricine, nu, că chiar se încerca treaba asta, frate, nu pot să faci emisiunea că eu nu sunt de acord să vorbesc. Ba da, pot să fac emisiunea. Dar trebuie să pot dovedi că te-am invitat la ea. Asta e singura mea problemă. Sigur. Și acum să revenim la politică. Um, ok, deci nu s-a stabilit cine, nici cine va fi pe listă deocamdată. Nu. nu mai vorbim de ierarhie. Nu. Care este termenul limită? Până când trebuie să trimiteți la București lista fără ordine? Așa cum știu eu, undeva în jurul datei jumătății lunii august, în jur de 15 august, listele trebuie și cu CV-urile trebuie să transmise către, către București. Nu mai e mult. Nu mai este mult, dar este suficient. Da. pentru a, a, putea alcătui o listă. Da, de... discuții se poartă, probabil se, se exprimă în, în și amical. Există, de exemplu, nu putem trece cu vederea faptul că în mod natural aș putea spune, de exemplu domnul Dian Popescu este unul dintre cei care va uh, ocupa un loc pe liste, chiar dumneavoastră nu știm care dintre liste, senat sau se camera deputați, la fel domnul Marius Borcan este cel care uh, și-a făcut singur această și-a exprimat public această um, opțiune, opțiune de a fi candidat pe un loc eligibil, sunt doi dintre cei pentru că privitorii trebuie să primească să și această satisfacție de a da câteva nume Dintre, cei, dintre membrii ALDE care cu certitudine vor fi în liste și undeva în partea superioară, dacă nu cumva chiar în capătul listei. Da, întrebare, cum veți proceda? Care e procedura, de exemplu, membrii ALDE vor pe listă? Cum procedează? Fac o cerere cum se stabilește acel număr de 6 plus 2. Cum se stabilește? Eu nu vă spun cum se stabilește la Aici, Alde, la eu, eu vă spun cum se procedează într-un mod corect și statutar în orice partid, pentru că cu diverse cu mici diferențe de nuanță, toate partidele au prevederi clare în statut vis-a-vis -vis de cum se selectează candidații. Categoric, în primul rând, urmă rezultatele alegerilor anterioare, indiferent de palierul la care a a participat constituie un criteriu de selecție, notorietatea, până la urmă, activitatea prestată în folosul partidului este un alt criteriu după care, care va sta la baza selecției și al listei. Cred că mă paște o ce am cer scuze. Asta da? E. Iar după aceea, și este categoric și definitiv, votul Biroului Politic Județean. Deci se votează. Bineînțeles că se votează. Deci se fac niște cereri. <coughs> se fac scrise. niște cereri scrise, bineînțeles. Eu cu tare vreau să fiu pe listă și vin 100 de cereri, de exemplu. De acord. După care vine biroul și zice așa. ia să vedem cine sunt cererile. Facem o analiză. Cei care au cerut. Da. Se face o analiză a valorii fiecărui om, a rezultatelor, a Bine muncii înțeles. pe care a depus-o de-a lungul existenței partidului, nu? Sigur că da, modul... Dacă au fost de la început, dacă gradul au fost de implicare, de la început, gradul de, de implicare, gradul de în partid. Exact, gradul nu? de implicare în, în, în problemele și activitățile. Exact. Nu? Exact, ați, ați, dat definiția cea mai, cea mai, clară. După aceea, cei care mai și rămân, că poate probabil mai și pică, se analizează pe... Asta e o primă cernere a solicitanților și se face o ordine în funcție de Alfabetic. punctaj. Alfabetică, alfabetică, dacă vreți. Întâi. Deocamdată alfabetică, ponind prima de la data ordine alfabetică. Prima dată alfabetică, după care dată se alfabetică. face punctajul. După aceea se, se face punctajul. Se reașează în ordinea punctajului. Se reașează în ordinea punctajului. Și? Categorii vor fi mișcări și de culise. Păi și, și se mai încerca. votează? Bineînțeles că se mai și votează. Sau punctajul se votează. La ALDE există transparență totală. Păi nu, deci se votează punctajul probabil Nu, se votează persoanele și va fi cotă parte în formula de, de calcul Nu, Adică da? pe lângă punctajul, că degeaba a reușit să-și creeze o anumită simpatie în rândul membrilor biroului politic-județean Doamna Aura Stoianescu, dacă punctajul rezultatelor certe obținute este destul da. de mic Păi și atunci nu e normal să facem o medie nu putem pe e atunci, normal. de ce am mai făcut punctajul din, dinainte. E normal, dar eu acum ideea este că Ideea este că voturile care... obținute pe listă, așa cum am spus, partea uh, pozitivă a acestui sistem de alegeri parlamentare, trebuie să cuprindă, uh, este un rezultat care influențează nu doar la nivel județean, influențează la nivel național, toate voturile se contorizează la nivel național, iar rezultatele nu pot să facă decât să ajute la nivel național partidul și nu doar la nivel județean sau regional. Aici vorbim de fața ideală a lucrurilor, că... dar să nu uităm că fiecare om este subiectiv și este convins că el este cel mai bun, cel mai frumos, cel mai deștept. N-am fi noi dacă n-am gândit nu? așa despre noi, sigur că da. <laughs> și cum să nu fiu eu pe listă primul? Și cum să nu fiu eu pe listă, măcar nominalizat, nu? E, tocmai... Și vorbeați ceva și se și aude și s-a și auzit în dățile trecute mm -hmm. că s-a plecat din anumite partide, în dățile trecute mă refer la uh, alegerile din anii precedenți când au da. avut loc în... Uh, Că a plecat din partid că nu l-au pus pe listă. Bă, nu mă pune pe listă plec din partid la altul hmm. care mi-a promis că mă pune pe listă, de exemplu, nu neapărat de alt de vorbim. Pe păi nu avem și atunci cum calde are o singură experiență de vot individual exact. și de de sine stătător. Nu, la dar alegerin... de venit pot să vină unii cu gândul Sigur. că vor fi pe listă pentru că n au avut loc pe listă în altă parte, așa cum și la listele de consilieri locali, se întâmplă treaba asta, și la cele de consilieri județeni, și la Parlament, și peste tot, sens. și la funcția de primar. Deci au fost oameni care au zis, bă, nu m-a lăsat partidul meu să candidez <coughs> pentru că au decis prin vot sau știu eu prin alte, alte metode că va candida bă. Y, eu X mă duc la partidul ăla mai mic, mă știu și mă bagă direct acolo și candidez și, și câștig culmea și câștig și ce se întâmplă până la urmă și concluziile le tractă niște oameni și oamenii nu pot fi atât de echidistanți există mult subiectivism există simpatii și antipatii în orice partid până la urmă uh, face parte din, uh, din regula acestui joc până la urmă să apară și nemulțumiri sunt firești până la un punct depinde cum se manifestă ele uh, noi asta vreți să prezenta mai devreme, cum încercăm să anihilăm sau să neutralizăm sau să minimizăm nemulțumirile care apar în mod firesc la orice alt partid. Și cum se poate reuși acest lucru? Printr-o transparență totală. Eu înțeleg și vă ajut, venind cu exemplu dat mai devreme, cu aderenți proaspeți la ALDE și nu putem trece cu vederea pe domnul Scarlatiriza, care și-a exprimat prin sosirea la ALDE și semnarea adeziunii la nivel central, chiar astăzi am primit lămuririle necesare că adeziunea domnului Scarlatiliza parlamentar al României, până la urmă s-a semnat, cum mi se pare normal, acolo la, cu cei doi copreședinți, al de domnul Daniel Constantin și domnul Călin Popescu Tăricianu, care au luat la cunoștință și au acceptat-o. Faptul că a plecat de la PMP este tot rezultatul unei acestei aceste lipse de transparență. Ați văzut foarte bine că a respirat pe surse, a răsuflat pe surse, că până la urmă, indiferent de ce, cât de vopsit este gardul afară, s-ar părea că acolo la PMP lista era deja făcută de undeva dintr-un birou și se știa că nu va fi niciun fel de Sondaj, nu va fi niciun fel de grilă, niciun fel de vot, niciun fel de punctaj, vot, fel de, punctaj de valoare, implicare, aderența, activitate politică și așa mai departe. Electorală, scuzați-mă. Nemulțumirea și-a exprimat-o plecând la timpul și la momentul oportun. Avantaj al de că în acest moment avem deja. Nu, avem doi parlamentari la gorj. Deja, da. mai, dacă mai luăm pe al treilea, batem PSD-ul. <laughs> iar lucrurile astea nu pot decât să ne bucure. Aveți dreptate. Avem un mesaj vreau să îl rog pe telespectatorul care l-a trimis să înțeleagă că tema noastră de astăzi este politică. Dumnealui ne trimite un mesaj legat de Comuna Padej, n-am să-l citesc integral pentru că nu are legătură cu subiectul. E vorba de Padej, este vorba de goluri alpine, este vorba de păduri. Este vorba de nume de persoane aici, de acuzații care iar așa trebuie și dovedite, dar ceea ce vreau să vă, vă spun, dragă domnule sau doamnă telespectator sau telespectatoare, este faptul că luni, și spun asta nava în, în premieră, vom avea invitat un domn dintr o instituție publică ce, cu care voi discuta o temă legată de păduri și de furturi, nu din păduri, ci furturi de păduri. Așa. E o veste bună pentru că s-a reușit recuperarea unor păduri de la hoși și nu puține. Și nu puține sute de hectare, subiect pe care l-am tratat când nimeni nu știa de el și mă bucur că iată totuși instanțele au zis că ce am zis eu atunci era adevărat, deși ea nu știu câta instanță și între timp s-au întâmplat multe și au trecut mulți ani de atunci. Iar atunci, dragă domnule sau dragă doamnă telespectator, vom discuta și despre subiectul noastră. Fiți pe fază luni la ora 18. Rugăminte sms uri pe tema emisiunii. Da? Mulțumim. vedeți celebritatea dumneavoastră ca ziarist de investigație pe delicte forestiere și de suprafețe forestiere. Subiectul meu prefera, nu Subiectul preferat, nu știu de ce, pădurea pentru vă, mine e sufletul meu. Va devenit ca și, devenit carte de vizită. Și nu pot decât să mă bucur la de faptul că acum 10 ani, dacă nu mai bine. Da. Unul din marile subiecte preluate de altfel și de presa centrală și care a alimentat permanent pe alți Alte muște l-a arat pe aceste teme, mă refer la ziariștii care au promotat și au furat citate întregi din investigația dumneavoastră, care a cuprins multe pagini și mulți pași bătuți prin pădure și multe coaste. Da, am și participat care... împreună. Da, am și care participat a ajuns împreună. la noi, la Vertical, dar și la Jurnalul Național exact. subiectul. Iar implicat ca și actor, victima celor mari... Da, o să vă rog de să nu, subiectul. nu dăm subiecte, a fost și subsemnatul da. la vremea respectivă. Iar sprijinul moral pe care mi l-ați oferit atunci, să știți că pe mine m-a ajutat ca să-mi păstrez echilibru, pentru că nu știu câte persoane ar fi reușit să treacă peste câte mi-au fost, mi fost date ca să le trăiesc la vremea respectivă. Da. Am luat-o, am pus-o la uitesc. capitolul experiență. Nu doresc nici dușmanilor să aibă asemenea experiențe. Vă mulțumesc acum, în direct, a câta oară, în această emisiune, că ați fost lângă mine și ați oferit acea uh, satisfacție morală la vremea respectivă, gândind că, uite totuși, că mai există oameni care știu să citească și să vadă adevărul și să-l spună răspicat. Da. Și chiar dacă nu are legătură subiectul... Uh, ne-a, ni la a suflat dumneavoastră la spectatorul Dumneavoastră, legat, de, deci nu are legătură ca și subiect, are legătură cu aceiași persoanele Deci da. persoanele din cazul pe care îl vom prezenta luni Sunt aceleași care v-au afectat dumneavoastră activitatea, da. din păcate Am putea spune că firma pe care o dețineam, fără să dăm nume la vremea respectivă Era în topul stabilit de Camera de Comerț și Industria Județului Gorj la vremea respectivă Printre primele două, trei locuri Ui. la producția fizică pe exploatare forestieră și ca și activitate, ca și cifră de afaceri. Da. Face parte din biografia mea, nu pot să mă dezic de ea și o spun cu satisfacție acum, cu ajutorul dumneavoastră și al televiziunii dumneavoastră. Și iar așa trebuie spus că atunci ați fost nedreptățit, atunci ați pierdut foarte mult ca Enorm. agent economic. Ați pierdut foarte mult și... Mi-amintesc că în familie, deci ați fi putut să faceți lucruri pentru familie care nu le-ați mai putut face din cauza asta, și e vorba de sănătate. Dar să nu mergem mai departe cu subiectul ăsta, să revenim la, la politică și la listele din Parlament. Uh, V-ați gândit să intrați pe listă? Hmm. N-am pregătit nicio întrebare. Deci asta chiar nu cred că s-a așteptat. Dacă, da, este o întrebare capcană. <laughs> V-ați gândit să intrați, pe, să, să faceți cerere pentru listele parlamentare? Nu. Pentru dumneavoastră? Gândit, da. Um, am completat cerere pentru alții. Da. Le-am completat și. <laughs> declarații, le-am completat și formularea de candidatură. Le voi mai completa în continuare. Vorbim de listele pa pentru Parlament, da? Vorbim de liste, vorbim în general. De, de, vorbim, de... De candidaturi, vorbim de candidaturi. Dar Iar nu? acum, referitor la candidatura mea la parlamentare, nu am avut niciun fel de discuție pe această temă, dar mi-ați dat, o, mi -ați dat o, un subiect de gândire. Da? Mi-ați dat un subiect de gândire. Rămâne să fac o analiză, să discut bineînțeles cu partidul, să vedem dacă le sunt de folos în primul rând echipei, în primul rând echipei, pentru că o echipă poate reuși, dacă Alde a avut aceste rezultate mulțumitoare, este un, un, merit de echipă, indiferent dacă există să cârcotași care spun că nu este adevărat, nu este un merit al luptei și al efortului de echipă la Alde. Această echipă cu care eu comunic extraordinar, nu dau nume ca să nu creez subiectivisme, mă voi consulta cu dumnealor și în funcție de ce vor decide, dacă mă consideră agreabil, apt pentru a face parte ca o nominalizare la Oscar și din această echipă, nu fac decât să, să mă duc așa cum știu eu, cu toate eforturile și chiar nu-mi place să, să las lucrurile superficial uh, uh, soluționate. Cred că colegii o spun uh, cu ce am reușit să îi conving și să devin plăcut echipei este pentru că, dumnealor repet, o spun, mie nu -mi chiar face plăcere să vorbesc despre mine. Meticulozitatea cu care nu las să treacă un subiect sau o problemă ne, neanalizată în temeinicie pentru a găsi rezultatele cele mai bune. Dacă aceste rezultate și eforturile mele le consideră atractive și că m-ar recomanda pentru a face parte din această echipă, nu pot să spun decât că m-aș simți onorat. Acum, depinde, e un număr de telefon care insistă, deci nu primim telefoane și doar SMS-uri. Dacă doriți, SMS să comunicați cu noi. Acum depinde și cum se pune problema, pentru că am auzit discuții așa prin subsolurile partidelor, uh, prin subsoluri, adică pe la birouri, dar neoficiale, și uh -huh. eu atunci când când discut neoficial, clar nu folosesc informațiile. Sau dar chiar nici fum fără foc nu iese. Nici fum fără foc nu iese, nu mă apuc repede să vin și să scriu dar am auzit informațiile, le folosesc pentru mine, pentru cunoștințele mele, pentru a-mi da seama care este situația și chiar dacă dau exemple, dau exemple fără nume. Deci am auzit în partide, bă, hai să-l trimitem pe ăsta Parlament să scăpăm de el. <laughs> da. <laughs> pentru că le deranjează După, pe lista X, nu pe de care ce, nu, deja se află, da, sau nu pentru că vreau nu știu care poți la gorj. Hai să scăpăm de el, da. îi dăm drumul la uh, Parlament. Nu știu de ce. Poate chiar pe gâtul. A început cu o zicală și văd că permanent uh, nu putem da un răspuns mai elogvent decât cu o altă zicală. Și aici se potrivește de foarte bine un șut în ale... fond, un pas în față, da? Vorbele înțelepte ale poporului român da. care s-au confirmat uh, și, în timp. Și, păi, dar tot n-ați spus decât subiectul unde e predicatul. Despre cine vor să sc... cine e cel despre care vor să scape? Îmi pare rău, nu pot să spun, era o discuție oficială. Da. <gânt> nu pot să spun Acuma, nici partidul, da. nici persoana. Trebuie să vrea și el e? să Depinde. scape. Depinde? Da. Ei, hai Depinde să fie fiecare cum Dumnezeu. privește problema? Cum Acum, duci du 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 ursul la stup de, de urechi. Nu e așa. Important e ca persoanele care vor fi acolo pe locurile eligibile, inclusiv la alde și așa cum am ascultat o analiză făcută după o formulă, care stă la baza până la urmă acestei repartiții a voturilor de către și mi-a prezentat-o mai în detaliu domnul Dian Popescu, este o, o, o algebră și o aritmetică, recunosc că nu mai trebuie să mi-o repete, care poate scoate chiar și parlamentari din Joben. Există și o predictibilitate a celor care sunt eligibili în liste, iar al de la Gorji, în acest moment, având ca la bază, la bază acestei formule ca și date concrete rezultatele alegerilor din iunie, este eligibil ca să folosesc așa o comparație mai plastică pe un loc și jumătate. Dacă reușim să devenim eligibili pe două locuri, atunci meritul este al echipei, nu este un merit individual. Și vorbim de Camera Deputaților? Și vorbim de Camera Deputaților, da. Iar, nu la, senat? Să... Iar la Senat s-ar părea că suntem mai puțin eligibili, dar pe voturile pe care le vom primi, în acest moment. Lucrurile când până la data alegerilor se vor schimba foarte mult. Câți ani faceți până la data alegerilor? Uh, un, an și o, un an jumate. E? Un deci? an jumătate, da. Nu rămâne știe. Câte rămâne, rămâne de, de... de văzut. Rămâne de văzut. Pot eligibil mai. Sigur că sau da. Sau loc eligibil mai câștigați. Noi ne dăugim, nu? categorii nu gândim pozitiv, negativ, iertați-mă. <laughs> da, gândim pozitiv și sperăm să, să creștem. Sperăm să mărim cu oamenii cât mai vizibili numărul organizației al de gorș, pentru că, așa cum v-am spus, diferențele valorice. Din punct de vedere politic, între primul și ultimul trebuie să fie foarte, foarte mici. Iar toți cei care se află în listă trebuie să o aibă anumită recunoaștere dincolo de această nominalizare la Oscar și să aibă o anumită satisfacție pe muncă, un drept cuvenit. Bine, așa cum se văd acum locurile eligibile, se văd în funcție de rezultatele alegerilor locale. Sigur că da. Ori una e una, alta e alta. Adică, tot odată că mai trece popor. ceva timp, da? da. <laughs> mai trece ceva timp, se mai lămuresc oamenii Sigur. legat de, de exemplu, de cei care au câștigat alegerile și se află deja pe niște uh, posturi că, poftim, aveți un primar, de exemplu, la rovinari, Pentru că, că oamenii... aveți niște consilieri da. locali, depinde cum se comportă ei acolo, la locul lor unde sunt puși. Rezultatele domnului Robert Filip la rovinari sunt... Uh efectul unei activități unei strategii puse la punct până în detaliu, fapt pentru care a, încă o dată îl felicit cu mare plăcere pe, pe Robert, fiindcă a știut să își maximizeze toate șansele pe cu care a pornit la drum. Nimic nu a rămas nestudiat, începând de la emisiuni, începând de la site-urile acestea de ajutați socializare. de socializare, pierdusem termenul, sigur, până la campania clasică pe stradă, de la om la om, prin discuții cu cetățenii, prin adunări și așa mai departe. A dus o, o campanie care poate fi subiect, subiect și temă de prezentare viitorilor candidați. Avem o întrebare. Parlamentarul care a venit la dumneavoastră nu vrea cumva jumătatea aia deloc? nu au avut loc, și eu răspund cu toată responsabilitatea pe care o am ca și purtător. Loc de eligibil, jumătate Am început întrebarea, sigur că da, nu. în acest moment. Și se referă la domnul eu Scarlat Scarlat Am Eliza. avut o, o, discuție directă cu dumnealui. Îl apreciez pentru franchețea și uh, sinceritatea cu care s-a exprimat. Am venit la muncă. Discuții. Pe ierarhizarea listei nu a avut loc. N-a avut loc nici măcar discuții vis-a-vis -vis de componența listei de candidați la parlamentari. Nu a avut loc. Nu a venit să bată din prag uh, cu călcăiu, eu vreau un loc sau jumătatea de acolo. Nu Nu a avut loc și uh, merg pe mâna domnului Scarlat Iriza, care v-am spus, eu am venit la muncă, n-am venit. Dar de ce ați plecat? Este una din întrebările pe care am avut-o în discuția telefonică pe care am văzut-o. Pentru că nu mi-a plăcut, că e o lipsa de transparență pe care am întâlnit-o și m-a luat prin surprindere de la pmp ul Asta spune tot, nu? Omul vine la muncă. Până la urmă, la experiența pe care o are, nu putem să îl bănuim de o atitudine dintr-asta arogantă pe domnul deputat Scarlat Iriza, că eu vreau asta. Nu. Omul știe că trebuie să dovedească, știe că trebuie să muncească știe că trebuie să convingă, pentru că la ALDE o mai spun până a înțelege toată lumea, este o echipă care trebuie convinsă și după aceea discutăm. Dar asemenea subiecte nu s-au dezbătut încă. Da, să zicem, deși există și, iar așa, din subsolurile neoficiale ale partidelor, vorbe nu despre alde, ci în general despre locurile pe liste, că unele se cumpără că, sau se cumpărau, nu știu acum dacă se mai cumpără, că altele se obțin prin anumite prietenii și că vine omul și zice, dragii mei, am venit, nu vorbesc de domnul am, am vorbesc priceput, în general. Am da, Am venit, dragii mei, am venit să muncim împreună, uite, îmi place partidul vostru, îmi place doctrina voastră, îmi place de voi, vin la voi... E drept că am plecat dintr-un partid, dacă am vorbit de domnul Scarlat Iriza, în care am câștigat un post de parlamentar și cred că am mai avut un mandat acum cu două mandate înainte. Exact. Și plec de acolo și mă duc acolo și nu-mi place că acolo s-au făcut listele și vin la voi, dar la voi vin să muncesc. Nu știu, mi se pare un pic așa. Dar hai să zicem că e așa. Și că domnul Scarlat Iriza nu vine cu, de fapt, niște prieteni prin spate și se trezește direct pe locul eligibil. Hai să zicem dar există voci. certuri mari da. și voci care spun și care, care merg mult în teren, mult merg în teren, vin invitați la noi aici, discut cu ei și îmi spun. Dar știți asta, nu pot să o spun oficial. Nu e nicio problemă. <laughs> da. Faptul că au încredere să-mi spună și lucruri neoficiale pe mine mă onorează. Și de multe ori atunci când uh, îi întreb, și mulți îmi cer sfatul pentru că zic că aveți experiență în presă, imaginea, cum se face, nu știu ce, ce părere aveți, uite care e situația. Și atunci, uh, acei oameni au spus-o foarte clar. Deci, mi s-a promis asta și m-am trezit cu altul care a venit din altă parte și care n-a tras la căruța asta până acum și a trecut deasupra mea. Și poate chiar a plecat omul sau... A rămas acolo supărat și dezamăgit de partidul da. în care se afla. Încerc să vă răspund. Și ca să completez, să fie așa da. povestea întreagă. Uh, da, Am rugat să nu sune, dar am trimis și SMS-e așa. Uh, deci uh, chiar cineva spunea la un partid care acum e mic, 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 mititel și nu are rost să mai dau nume. Uh, și care cerea timp de antenă după ce s-a expirat perioada în care uh, se puteau da timpi de antenă, motiv pentru care n-au apărut la noi la NSA TV, uh, zicea cineva care a venit acolo în partidul respectiv, domne, mie îmi place doctrina, zic, dar spuneți-mi câteva puncte din doctrina acestui partid. La o conferință de presă era discuția. <coughs> și a rămas așa. Da. Vă rog să-mi răspundeți nu în Sigur, încerc să am misiunie. încercat să memorez toate dilemele sau pun între semnele de întrebare pe care le-a spus. Și vreau să le prind pe rând, dacă nu să mă ajutați, dacă mi-a mi scăpat de rău. Nu. Categoric, în tabloul politic există și nemulțumire, așa cum am spus-o la început. Categoric, în tabloul politic există această, acest deziderat al fiecărui militant de a dori mai mult. Funcție e politică, logic, e funcție corect. aleasă, funcție, aici e... funcție numită, funcție numită, pentru că există și această categorie care s-a din ce în ce mai mult. Nu putem, nu putem, blama și pune la colț pe cel care își dorește mai mult, pentru că până la urmă pentru asta a venit la, la partid, să aibă o satisfacție, să-și măsoare forzele, important este să nu-și piardă simțul măsurii. Categoric există și mișcări de culise, joc de glezne, care se face pe la spate, astfel încât să luăm ochițul gulanului și iar aici putem restrânge cercul acestora, acestor suspecți, și uh, prin uh, ce ați spus dumneavoastră. Sunt oameni care nu vă mai răspund la telefon, sunt oameni care se dau ocupați, sunt oameni... Ăia sunt uh, uh, oportuniștii care fac asemenea jocuri de culise și uh, fură startul și se pun în capul mesei. Există Bani și acest să... risc, face parte din jocul politic, nu-l putem -l nega, se va întâmpla probabil ca în toate partidele și la alte, depinde de noi să se întâmple sau să ne ia prin surprindere cât mai puțin cu putință. Să sperăm Dincul... că nu se întâmplă să și sperăm trebuie că să încheiem nu se... emisiunea. Da, vai, tocmai acum când... Avem un invitat de peste munți care așteaptă să intre da. în direct. Așa că eu nădăjduiesc ca la alte lucruri să se desfășoare într-un mod transparent și numărul nemulțumiților să fie în scădere, repet, respectându-se aceste criterii de bază. Competența, atractivitatea, implicarea în munca politică și, nu în ultimul rând, capacitatea lui de a face față unei asemenea responsabilități. Domnul Eftemie Popescu a fost invitatul meu astăzi în emisiune. Uite că nu ne ajunge timpul să, să spunem câte am dorit să spunem și câte s-ar putea spune, dar timpul este înainte, o să mai veni și dumneavoastră și poate și colegii noastre de partid. Îl aștept Mare, pe drag. domnul Dian data viitoare să-i transmiteți din partea mea. Am să-i transmit, sigur că da. Vă mulțumesc. Cu mult drag, dragi telespectatori, a fost emisiunea Ordinea de zi. Sunt Aura Stoianescu, vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!